În adâncul inimii, zice Domnul, și care recunoaște înaintea Domnului în fiecare zi bunătatea mea, zice Domnul. Căci în fiecare zi bunătatea mea s-a înnoit și se înnoiește față de tine, zice Domnul, poporul meu. Ai preț în ochii mei și nu te-am lăsat, zice Domnul, și nici nu te-am dat uitări, zice Duhul Sfânt. Chiar dacă te-am trecut și te trec prin încercări, prin necazuri, zice Domnul, chiar prin cuptor, prin suferințe, nu-i pentru că iată, zice Domnul, te disprețuiesc sau ești dat deoparte, nu, ci iată pentru că te iubesc, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Iată te chem în vremea aceasta să te lupți, să ai mulțumire în inima ta, zice Domnul. Spune celor mici și celor mari că iată, vine Domnul! Vine Domnul, poporul meu! Iată, vine Iisus, zice Duhul Sfânt! Și de aceea ești chemat într-o vreme ca și aceasta, da, să fii plin de bucuria mântuirii, zice Domnul! Căci iată, nu-i puțin lucru că m-ai aflat, că m-am descoperit ție, zice Domnul! De aceea vremea aceasta strânge rândurile în Sion, zice Domnul. Prețuiește altarul casa ta și pune jertfe înaintea Domnului plăcute. Căci iată vine vremuri de strâmtorare pe pământ. Vrăjmașul iată să luptă cu furie. În vremea aceasta, în vremea care vine, o răceală mare va duce în poporul meu, zice Domnul. Și iată, va duce dispreț și va pune în gura fraților cuvinte de judecată, zice Domnul, cuvinte de vorbire de rău, zice Duhul Sfânt. De aceea, în seara aceasta, iată ce-ți vorbesc. Și le aduce mulțumiri din inimă ca jertfă, zice Domnul. Acela mi-este plăcut mie, îl iubesc, zice Duhul Sfânt. Și iată, nu-l voi lăsa. Deschide-te cu inima, că și în cear aceasta vreau să dorm de lemn în vasul tău. Vreau să aduc înviorare peste tine, căci am de lucru în casele tale, zice Domnul. Am de lucru în mijlocul poporului și iată, am de adus oameni la mântuire, la pocăință. De aceea luptă-te să cunoști voia mea și planul meu, căci în felul acesta, iată, eu voi da propășire lucrării mele casei tale, zice Domnul, și fiilor și fiicelor tale, Iisus Hristos este Domnul. Amin.